plecăm cu ceva de aici. Felicitări pentru toți cei care ați câștigat. Pentru noi a fost un prim experiment ceea ce am făcut astăzi. Și mai ales concursul G2, e prima noastră încercare de a crea o comunitate. Promitem că de acum încolo, în fiecare lună, pe contul nostru de Facebook, cu ajutorul agenției pe care, și care este reprezentată aici de ELA, veți, dacă doriți, veți participa la tot felul de concursuri și vom da în fiecare lună câteva premii constând în cursuri ținute aici la F64, nu doar de Edi, care este un partener al nostru, ci de alți, și de alți nume sonore ale fotografiei de la noi. Ce pot să vă spun? Mă bucur că v-a încă o dată ați câștigat și am încerc să-l prezint, deși nu o să am toate cuvintele la mine, în ceea ce privește pe Edi Schneider. Edi Schneider este unul dintre cei mai mari, dacă nu cel mai mare producător de videoclipuri și nu numai de la noi din România. Noi ne-a cunoscut acum vreo 2 ani de zile, când Edi a venit în întâmpinarea noastră și a venit să ne arate cam ce poate să facă el cu seria G. Noi de-abia lansasem seria G, aceste mici device-uri pe micro 4x3, micro 4x. Noi eram încântați, am fost noi pe la training-ul, pe afară, ne-am jucat și noi cu ele. La început era o minunăție și pentru noi, să vedem ce înseamnă pedalprisma și care sunt avantaje. Încercam să le descoperim. Noi fiind oameni de vânzări, de marketing și așa mai departe. Iar Edi a venit către noi imediat, în prima fază, la nici două luni de la lansare și ne-a arătat cam ce se poate face cu această serie. Și am rămas cu totul cu impresionați. De atunci am început o relație pe care am dezvoltat-o foarte mult. Edi s-a implicat foarte mult și în ceea ce înseamnă 3D și așa mai departe. Cel mai bine o să vă las pe Edi să vă arate ce a putut să facă cu GH, cu G-urile și cu absolut toate aparatele din seria G. Edi este un specialist, cum spuneam, mai mult pe video. Dar video folosind camere micro 4. Filmare, să filmare. Spunem filmare. Video e un cuvânt urât care nu prea place. Am să-l las pe Edi de acum să vorbească. Spune lumina, Edi? Da. Tu spui. Așa, mă numesc Eduard Schneider, vă rog să-mi spuneți Edi, așa am spus toți prietenii și... Nu prea sunt confortabil să vorbesc în fața voastră, că nu sunt obișnuit. De obicei sunt atât cu voi, nu sunt în față și îi admir pe cei mari. Nu mă consider deloc unul dintre cei mari, cum zice Alex. Eu sunt un pasionat, așa cum sunteți și voi, cred. Și n-am făcut școală de așa ceva. Am studiat cu totul și cu totul altceva. E o pasiune de-a mea care, din fericire, am reușit să o transform în meserie și să trăiesc pe chestia asta, să-mi câștig traiul făcând ceea ce îmi place. Cu ce să încep? Eu sunt un fan Panasonic înrăit încă de la început. Am avut mici încercări cu alte camere, dar mi-a atras mai ales seria DVX-100 de la Panasonic și apoi HVX-200. În momentul când au început adaptoarele de 35 de milimetri, adică să mă opriți dacă nu înțelegeți ceva. Dacă vorbesc chineză, să mă opriți neapărat, că mă bucur să vă explic, nu știu. Poate ar fi bine să vă prezentați și voi puțin, să-mi spuneți ce faceți, ce camere folosiți. Sunteți pe fotografie, bănuiesc, majoritatea, așa? Faceți poze mai degrabă. Sau? Da. Poze, ok. Eu sunt un începător în ale fotografiei. Fac și poze, bineînțeles, pentru că e marele avantaj al acestor camere. Dar sunt mai ales un împătimit al filmării. Haideți să vă arăt puțin o prezentare la care lucrez. Un testimonial, să-i spun așa, pentru seria G de la Lumix. Și sunteți primii care vedeți asta. Urmează să finalizez săptămâna viitoare, să pun și vocea, să explic tot ce... O să fac... O improvizez acum să o spun live. Așa, deci aceasta este HVX-200 cu adaptorul acela.